Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela, emisiunea Tarotella cu o nouă etalare, acum la sfârșit de an, pentru anul care vine, câteva mesaje generale pentru cei care vreți să fiți pregătiți pentru anumite evenimente cu care veți avea de-a face în 2021. Înainte de a începe etalarea, vreau să vă rog să citiți sub comentarii, pentru că pentru cei care vor să iasă din vibrația etalărilor și a cărților de tarot, și să primească inspirație și pe altă cale, în mod special pe cale artistică, atașez un link către noul meu canal de artă. În curând voi atașa și un cont de Paypal pentru cei care vreți să donați, care sunteți mulțumiți de ce ați auzit pe acest canal de-a lungul timpului și eventual n-ați avut ocazia să faceți această donație. Haideți să începem mentalarea. Mesajele pe care le-ați primit de la Înger pentru anul care vine. Lucrurile sunt mai profunde decât par. Aveți numărul 22, poate asta să vă spună ceva. Însă, 2 și cu 2. 2 înseamnă relații pentru mine. Unii dintre voi sunteți în situația în care trebuie să analizați două tipuri de relații ca să vă găsiți echilibru, să intrați în patru, în starea de echilibru. Trebuie să înțelegeți că lucrurile sunt mai profunde decât par, și că, deși nu vedem în starea aceasta de somn al rațiunii, îngerii sunt la lucru, ne ghidează și prin orice situație am trece, evident, variază, Lucrurile sunt așezate, mai ales dacă ne facem rugăciunea, mai ales dacă cerem dragoste, ordine, pace, frumusețe. Evident că îngerii ne vor ajuta să obținem ceea ce cerem. Evident că dacă nu cerem, nu o să primim. Dar pentru cei care își fac rugăciunea și cresc spiritual, chiar dacă uneori nu înțelegem anumite situații prin care trecem, să știți că îngerii sunt la lucru. Și lucrurile sunt mult mai profunde. Să nu uitați acest mesaj pentru 2021 prin orice treceți. A mai venit un alt mesaj foarte frumos. Singurul lucru real este dragostea. Schimbați-vă concentrarea de la lucrurile cotidiene, de la nevoia de stabilitate, de la bani. De la cine știe câte alte interese aveți, schimbați-vă acest, aceste gânduri și concentrați-vă pe dragoste. Dragoste este ca un pom care crește, crește și are niște rădăcini adânci undeva în alte vieți, undeva în, în ceea ce facem în viața aceasta, în evenimentele și acțiunile pe care le-am trăit înainte și le-am le și făcut, le-am le pus în, în manifestare la capătul setului de cărți, odihniți-vă, e a doua carte care arată pe cineva care doarme. Și aici chiar mesajul este odihniți-vă, relaxați-vă, relaxați este esențial, pentru că vor fi evenimente intense. Veți vedea în următoarele mesaje. Și când nu vă odihniți, dați-vă din tot programul pe care îl aveți timp să vă concentrați la dragoste, să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă și să vedeți frumosul și bunul în toată lumea. Aveți o, o legătură spirituală profundă cu cineva și undeva o uniune a inimilor, flăcări gemene, suflete perechi, se poate manifesta în 2021 pentru cei care chiar vă concentrați pe creșterea voastră, pe, pe cea mai înaltă vibrație. Dar, ca să puteți intra în această vibrație înaltă, trebuie să vă odihniți, trebuie să călătoriți cu spiritul în alte dimensiuni, trebuie să vă dați timp de pauză mentală, fizică, ca să vă împrospătați energia. Din energia generală ați primit ca și mesaj moarte și renaștere. Numărul 8. Casa 8 -a, a scorpionului, Casa 8, -a, nu zic Musei Scorpion, Casa 8. -a. Interesant că aveți uh, și Casa a, a, a 11 -a, a prietenilor. În fine, ce este cel mai important? Că în 2021, la sfârșitul lui 2021, nu veți mai fi aceiași care sunteți acum, ceva se va întâmpla foarte intens, chiar dacă poate a început deja să se întâmple prin 2020, dacă citiți și 2020 versus 2021 veți înțelege ce vreau să zic. Însă, pentru foarte mulți dintre voi veți renaște într-o nouă vibrație. Da? Ia iaute, ea iau, treia carte în care există acest fenomen al somnului, în care știți bine că noi, de fapt, călătorim cu spiritul, ne, ne luăm energia de la sursa divină în timpul somnului. E a treia carte în care se vede un copil, un personaj, dormind. Până acum ați gestat ceva, acest nou eu care stă să se nască în 2021 într-o formă sau alta. ați gestat, a trebuit să muriți eventual de trei ori, sunt trei crani în această carte, acum simt, simt că acest trei să însemne ceva, să muriți pe, pe diferite planuri, financiar și să renașteți, emoțional și să renașteți, familiar, profesional, sunt multe, multe, da? Voi știți în ce domeniu. Oricum trebuie să lăsați egoul, șarpele vechi, să se dezbrace de haina cea veche și să nașteți, să renașteți în lumină, da? să renașteți în lumină sau să nașteți, să concepeți un nou proiect. Poate să fie și un proiect acest ou, poate să fie și un proiect, o idee. În continuare, ca să puteți să renașteți, dragii mei, aveți nevoie să fiți în echilibru. Două cărți care vorbesc de echilibru. Minte și corp, da? mental și fizic, și emoțional și intelectual. Emoție și rațiune. Aveți semn de apă, semn de aer. Eventual, unii sunteți între un semn de apă, semn de... Sau cineva cu marcaș puternic, nu neapărat poate să fie orice zodie. Posibil va trebui să alegeți între un semn de apă și un semn de aer la un moment dat. Unii, nu toată lumea. Dar trecând peste această posibilitate care nu e valabilă la orice fecioară, cel mai important este că trebuie să vă echilibrați mintea și corpul, mensana în corpore Bine, asta e specific fecioare, că fecioara în general se îngrijește de corpul său, dar și de minte, dragii mei, să aveți gânduri curate, să faceți... -e... Mă rog, Morița, să, să, faceți meditații, rugăciuni, să vă eliberați de gândurile negative și emoțiile la fel. Emoțiile trebuie eliberate și ele și în momentul în care vă eliberați de emoțiile negative, manifestați intelect curat, nou, nou ca acest ou, da? Puteți să renașteți. Aveți intuiția iarăși care va trebui să, să o dezvoltați. Pe care nu? care Pe care va trebui să o dezvoltați. Eventual va fi cineva în preajmă care vă va inspira în acest sens. Un personaj mistic cu o intuiție specială care vă va ajuta să vă echilibrați. Poate veți face unii yoga, poate vă veți ruga, veți avea cine știe ce tehnici, veți explora cine știe ce tehnici. Așa și aveți nouă de apă, iar apă, ia uite și iar aer. După o perioadă de stres, 8 de aer, vin și binecuvântările, vin și binecuvântările, dar asta trebuie, pentru asta trebuie să vă faceți timp să vă odihniți, să vă curățați, cum am zis mai devreme, să vă conectați la intuiția voastră și dacă nu știți, cineva vă va ghida. Poate să fie oricine acest personaj, însă aveți o renaștere sau un eveniment foarte intens care vă va obliga să renașteți. Rămâne să vedem ce alte mesaje și cum corespund acestea cu cele care vor veni. Alte mesaje pentru fecioare în 2021. Alte mesaje pentru fecioare în 2021. Mesaje fecioare 2021. Fecioare 2021. Interesant. Aveți numărul 4, simplitate Ia la capătul setului de cărți O stare de Confuzie, de mister Un întuneric Pe care bănuiesc că îl veți lăsa Îl veți lăsa și veți merge Înspre lumină, prin această renaștere Veți înțelege că dragoste E singurul lucru real și veți uh, Inima lui Dumnezeu Veți uh, Călători Ia uite, nouă călătorie spirituală Casa nouă a lui Jupiter. Jupiter marchează și, și peștii, și văd că peștii se remarcă prin această atitudine, somn nu atitudine, imagine. Această somnolență care apare în imagini. Um, o energie necunoscută vă va atrage într-o nouă lume în care puteți să-l să simțiți pe Dumnezeu, eventual în această stare de relaxare, de meditație, de somn și să vă eliberați de această, acest întuneric care vă -a, a înconjurat o perioadă. Va trebui să învățați să mergeți pe apă, vorba vine, e o metaforă evident, și să mergeți înspre soare, înspre această lumină de aur care vibrează din, din noul eu. Din noul eu. Alte mesaje au fost simplitate și dansul comunal. 4, numărul 4, 2 și cu 2, 4 în vorbit, vreți lucruri simple, vreți lucruri simple, le puteți manifesta pentru că va trebui să fiți în echilibru, să manifestați și lucruri simple și lucruri mărețe. Echilibru, minte, corp, emoții, intelect, iar simplitate, 4 și 5, interesant, 4 este în vibrația lui 2020. Hm posibil în 2021 să manifestați mai mult acest dans comunal. Asta înseamnă implicare în societate, în familie, în, în, într-o comunitate. O impli, implicare creativă și conștientă că aveți ceva de făcut în această comunitate. Poate să fie grupul vostru de la muncă, vecinii, pentru unii, o serie de fecioare, nu toată lumea. Uh, poate să fie chiar un grup mai mare. Rămâne de văzut. Însă aveți acest. Uh, această opoziție între simplitate, între liniștea aceasta care trebuie, trebuie păstrată din când în când, manifestată, când nu sunteți în acest dans comunal, ce dansul, și în ce e creativ, evident, implică și dans, creativitate alte acțiuni creative pe care le puteți descoperi în 2021 și, repet, va trebui unii dintre voi să vă implicați și poate aici va, veți renaște și poate prin asta veți construi acest pom. Singurul lucru real este dragostea. Dragostea față de voi, față de comunitate, față de aproapele vostru. Dar, repet, trebuie să fiți în echilibru între momentele de simplitate, de somn, de relaxare și momentele care vă implicați total în societate în, într-o comunitate da? pentru că Dumnezeul Dumnezeu este și pace este și acțiune este yin și yang de aia vă trimit către el ul de artă ca să înțelegeți lucrurile și dintr-o altă perspectivă Că, ce nu reușesc să spun în cuvinte și prin cărți, s-ar putea să găsiți unii dintre voi pur și simplu văzând niște imagini, niște lucrări de artă. În timp ce am amestecat cărțile pe care le voi folosi, a vrut să se arate fecioara 9 de monede, 5 de monede, puterea și mai târziu a apărut și steaua. Unii dintre voi fecioarelor. Ați avut niște probleme de cuplu? Clar, cu 5 de monede. Probleme de cuplu sau probleme financiare? ați șchiopătat în relație, relația voastră cu cineva, nu e obligatoriu să fie semnul leului. Ați fost într-o relație, da? Fecioara și leul. Ori cu cineva, cu un ego puternic, ori voi ați avut un ego puternic, variază. Știu că întotdeauna noi dăm vina pe celălalt, dar e bine să ne vedem și pe noi. Și pe noi. Că poate unor fecioare este prea concentrată pe latura sa materială. Și aici este transformarea și, cum s-a zis, concentrați, v-am zis mai devreme, focus on love spiritual connection, concentrați-vă pe legăturile spirituale, pe dragoste. Bine, femeile întotdeauna sunt un pic cum pas înainte, în general nu obligatoriu, dar în general femeile sunt înainte în această călătorie spirituală. Dar, dar, a existat un cuplu în care a fost o luptă pentru putere, dar această luptă va a transformat. Uh, v-a făcut uh, lupta de a rezista în acest fric prin problemele financiare, prin, eu știu, ego-ul pe care l-ați manifestat ori unul, ori celălalt, v-a făcut mai puternici. V-a făcut mai puternici. Și, pentru că a venit și stă mai târziu, va v-a pregătit pentru această, iar echilibru emoțional, da? Am zis, ia uite, ce frumos, minte, minte și intelect. Am zis că totuși steaua reprezintă vibrația de vărsător, nu musai, zodia vărsătorului, vibrația vărsătorului, adică o vibrație mentală, o vibrație de aer și totuși avem emoții, nu? Interesant. Aici este echilibru emoțional și intelectual. Minte, iar minte și corp. Corpul este gol. Corpul trebuie să, să fie apreciat așa cum este, pentru că este o creație divină, că este al vostru, că este al altuia. Învățați să apreciați omul, nu doar pe voi, din toate perspectivele, pentru că suntem creații divine. Toți, nu doar voi. Steaua înseamnă că în această luptă și strădanii, și niște probleme prin care ați trecut. Ați învățat să, vă, să sperați. În primul rând, ați învățat să sperați. Singurul lucru real e dragostea. Să vă iubiți pe voi, să vă vindecați și să vă gândiți, să vă ridicați ochii spre cer și să vă gândiți la destinul vostru, să vă rugați mai mult. Da, la capătul setului de cărți, un semn de aer eventual sau voi, cineva, cineva ori bolnav, ori stresat, stresat din cauza unor lupte, iar lupta pentru putere, pentru egoul cuiva se manifestă într-un într fel copleșitor, bolnăvitor. Aveți și un vale de cupe și un zece de cupe. O căsnicie care pe care cineva încearcă să o salveze sau o bucurie, un ideal pe care cineva încearcă să-l salveze. To eventual a încercat să-l salveze și a adus și mai mari probleme. Dar cred că pentru ei a existat o situație neplăcută în care trei oameni, mentalul, mintea, gândurile a trei oameni, au creat probleme. Când sunt trei, deja e prea mult. O să pun cărțile prin setul de cărți, mai amestec o dată. Fecioară. Fecioară. 2021. Fecioară 2021. Ok. Fecioară 2021. După cum ați văzut, pun 12 cărți pentru fiecare lună. O carte pe lună este foarte puțin, dar uneori poate să fie important mesajul pe care îl veți primi. Ianuarie. Februarie. Martie, aprilie, mai, iunie, iulie, uh, iulie august, septembrie, uh, octombrie, o, oh, în sfârșit noiembrie, decembrie, puu, în sfârșit, în sfârșit, în sfârșit la capătul setului de cărți, regele de monede, doi de monede, magicianul și renașterea, renașterea despre care am vorbit, sigur va trebui să renașteți și să învățați să alegeți între oamenii care vă mențin stabilitatea și oamenii care vă manipulează. Să va trebui să alegeți între lucrurile care stagnează pentru că Taurul este zodie fixă și semnul acesta poate să vă țină pe loc și lucrurile care se pot manifesta, lucruri creative, magicianul noi foarte creativ. Sunt multe variante, va trebui să alegeți ceva. Va trebui să alegeți ceva. Și această alegere nu va fi ușoară, pentru că nu degeaba a venit moartea și renaștere și nevoia de echilibru. Ascultați eventual încă o dată ce am spus mai devreme. Este frumos că măcar spre sfârșitul anului se schimbă energia. În ianuarie, Așteptați ceva, încă sunteți într-o stare de stagnare, spânzuratul, dar această stagnare, această așteptare impusă de voi, de familie, de tradiții sau de situația politică, socială, economică prin care treceți, trecem, este, apare în viața voastră, tocmai ca să vedeți lucrurile dintr-o dintr -o nouă perspectivă dacă mai devreme au apărut trei figuri care dorm, aici este cineva care stă cu capul în jos. Iar o situație, casa 12-a necunoscutului, a peștilor, am, vorbit de Jupiter da? și de, de, de casa 12-a a necunoscutului. Trebuie să înțelegeți, să vă conectați la altă forță, la altă energie, ca să înțelegeți de ce a stagnat, de ce ați făcut sacrificii, de ce, de ce, de ce în ianuarie, că tot este început de an. Trebuie să va... eventual, a interesant, unii dintre voi să ar putea să aveți un vis, că tot aveți relaxați, vă odihniți, vă lucrurile sunt mai profunde decât parda. Ați văzut somnul ăsta. În somnul acesta, v-am zis, veți călători în alte dimensiuni și veți primi o informație, o idee. Doamne, ajută! În februarie. În februarie aveți Cavalerul de Cupe. Cavalerul de Cupe care. Reprezintă în general o energie, o energie de apă, nu o să ai cineva cu marcaj în semn de apă, deși am văzut marcaj, am văzut cărți de apă. O persoană emoțională, o persoană sensibilă, o persoană poetică, artistică, ori voi vreți să împărtășiți emoțiile cu, cu, cu cineva, ori veți primi un mesaj de acest gen, cum am spus mai devreme, sensibil, artistic de la cineva. Sau dacă nu e artistic, dacă nu e sensibil, un mesaj care vă va vindeca ca... Așa îl văd, acest cavaler are această calitate de vindecător, de consilier într-o formă sau alta. Unii dintre voi aveți nevoie de un consilier într-o problemă pe care nu o înțelegeți. Lucrurile sunt mai profunde decât par și în care ați stagnat. Voi știți care e problema. În martie, vă gândiți, aici sunteți voi, să zicem, da, că e semn de pământ, șapte de, de monede. Voi în așteptare. Vă gândiți cum să e primăvară, vă pregătiți să munciți pentru lunile care vin, vă gândiți cum să investiți. E o, o stare de așteptare activă. Ați muncit în trecut, în 2020, și în alți ani. Aveți o grădină a voastră, nouă sau veche, pe care vreți să o transformați pentru că apare 8, 7 și 8. Și vă gândiți cum, în ce să investiți ca să aveți spor. Și veți găsi soluția. Veți găsi soluția pentru că de la șapte treceți la opt. E o evoluție financiară, veți crește un pic financiar. Și în primul rând veți munci pentru că opt înseamnă muncă. Dar veți munci cu spor. Cu, cu forță în aprilie. Cu inspirație. Interesant că vine după ace sub acest vis. Cu inspirație, cu foc, cu creativitate. Numărul 8 transformă. 8 e casa scorpionului. Ceva se va transforma financiar și Și sper să vă aducă satisfacții, pentru că totuși e o carte bună. 8. 8 de monede. E o alchimie. Am văzut un magician. E o alchimie. Ceva se transformă în viața voastră. În mai apare acesta. Sunteți voi. Voi în mai. Dar voi. Variantă, o variantă spirituală, o variantă însingurată. În mai. În mai vrei să cercetați ceva? Vrei să studiați ceva? Iar poate să varieze. Sunteți voi în căutarea unui adevăr, orice fel de adevăr. Vreți să înțelegeți lucrurile, să faceți lumină într-o situație, în mai. Voi știți, iar variază. O situație care posibil, interesant că e pe diagonală, posibil n-ați înțeles-o în mult timp, este pe diagonală spânzuratul și opte cu o situație emoțională, de care va trebui la un moment dat să vă detașați. Dar în mai încă veți căuta niște răspunsuri. Dacă nu e acea situație emoțională sau acele stagnări și sacrificii, este altceva. Vreți să studiați ceva. În iunie apare acest semn de foc, că sunteți voi, că poate aveți planeta acolo, că e altcineva, iar poate să varieze. Trebuie să vă luptați cu cineva pentru ceva, pentru o poziție, pentru grădina voastră, pentru adevărul pe care îl găsiți, trebuie să vă luptați cu cineva. Să vă găsiți tactica, tehnica care vă permite să vă mențineți poziția pe care v-ați câștigat-o de-a lungul timpului. Cu muncă, cu muncă, cu lupte, cu așteptări, cu sacrificii, cu căutări. Va trebui să vă păstrați această poziție și să luptați. Ori vine, se luptă cu voi, ori voi. Iar, e o luptă. E o strădanie. Să mențineți o poziție. În Iulie apare acest diavol, o situație toxică. Poate să fie un contract, poate să fie o legătură karmică, poate să fie și un capricorn, dacă voi vreți asta, că tot apare semn de pământ, dar și voi sunteți semn de pământ. Dar, Capricorn, äh, Capricorn, scuzați-mă că n-am nimic cu Capricorn, nu. diavolul ăsta e evident că reprezintă o energie negativă. E o relație, e o relație, relație poate să fie și profesională, dar e o relație care vă, vă ține pe loc, vă ține într-o sclavie a fricii, a mentalului, a, eu știu, e o sclavie, o dependență sexuală. Sunt niște lucruri, da? E o relație karmică, intoxicantă, e ceva intoxicant, ceva nesănătos. În iulie. În august aveți un semn de aer, dar augustul ăsta, eu zic că. Va fi marcat de nevoia voastră de a tăia. Pentru că regina de, de spade taie, uh, vorbește direct, uh, taie în carne vie dacă e nevoie. Uh, vorba vine, spune direct ce are de spus. Ați putea să fiți foarte bine, voi, pentru că sunteți guvernați de Mercur. Voi, după ce ați înțeles niște lucruri cu înțelesul, cu, cu eremitul, niște situații în care, repet, ați stagnat, ați așteptat, nu ați evoluat. A trebuit să vă vindecați aceste așteptări și uite așa lucrurile -au, au, au devenit intoxicante. Posibil, situația e mai veche, nu ține doar de 2021. De 2020, de 2019. Și în august vreți să tăiați această legătură karmică. În august vreți să vă separați. Regina de spade poate să fie doctoriță, dar poate să fie și... Um, văd mai degrabă o avocată. Cineva care... S-ar putea să aveți niște acte de făcut unii dintre voi în august. Ce ar putea să însemne asta? Variază. Niște chestiuni legale... Și regina și regele de spade pot să simbolizeze aceste aspecte. Acte, oficialități, chiar dacă nu-i justiția, ei, ei pot reprezenta figuri justițiare. Nevoia de discuție, Directă, ad, Să spuneți adevărul. Sau poate cineva vă va spune ceva de genul ăsta. Iar poate să varieze. În septembrie. În septembrie aveți opt de apă. Eu zic că sunteți voi. Iar e al doilea 8 și a, nu, al treilea, dacă luăm și pe acesta general. Sunteți sături. Vreți să renașteți. Iar 8 e casa 8 a scorpionului, a renașterii, a morții și a învierii. Dacă până acum ați muncit să renașteți financiar, profesional, cine știe ce cursuri ați făcut, da? Pentru că se vede așteptare, studii, recalificări. În septembrie va trebui, mai ales la lună plină, să vă transformați emoțional, să vă hotărâți ce vreți să manifestați. Pentru că 8 e sfârșit de august, de fapt asta se va manifesta spre sfârșitul lui august, spre 9, 9 septembrie, da? Um, vreți să lăsați în urmă diavolul, așteptările cupele goale cupele intoxicante și să mergeți către nouă către nouă pe care l-am văzut aici, să nu uitați da? nouă de apă, către aceste binecuvântări către o stare de de bine, de speranță de încredere în voi, de dragoste adevărată, sinceră, nu egotică față de voi, ia uite, nouă de apă da? Și vreți să mergeți către nouă de apă. Vreți să mergeți către o altfel de energie. E o energie stelară. Vă conectați la intuiția voastră să vă găsiți echilibrul ăsta pe care se, se vede că va trebui să-l găsiți. Să-l căutați și să-l găsiți. Căutați. Iar e, e o călătorie spirituală. A doua carte în care se vede o călătorie spirituală. Adică călătoria spirituală se întâmplă în noi. Nu musai în fapt. Și ce frumos că veți lăsa în urmă un trecut neplăcut și în octombrie, în octombrie 10, începe să schimbați energia. E o întâlnire karmică, eventual, care vă va învăța ceva. Acei oameni despre care am zis mai devreme, care vă vor inspira să vă echilibrați. Cum să vă echilibrați ca să vă găsiți fericirea? Pentru că în noiembrie aveți soarele. <coughs> veți schimba această energie, clar veți schimba. Este chiar sub fecioară. chiar dacă așa am pus cărțile 3-3-3 pentru fiecare lună câte trei pentru fiecare anul timp câte trei cărți, <coughs> dar interesant este că veți găsi fericirea, trezirea, soarele. Pentru unii dintre voi, cineva cu marcaj în semnul leului, un copil vă aduce fericire. O stare de Bucurie maximă veți avea în noiembrie. O trezire am zis, bucurie am zis, succes într-o privință. Se va schimba în octombrie această energie pe care am zis trebuie să o renașteți și să ajungeți la echilibru, să aveți să încercați tot timpul să aveți acest echilibru. Unii dintre voi s-ar putea să ieșiți în evidență în acest dans comunal, să ceva, o întâmplare karmică, o întâlnire karmică să vă aducă în centru atenției în noiembrie. Nu pot să zic și chestia asta, trebuie să o spun, da? Pentru deci că e soale, soale iese în evidență și aveți dansul comunal. comunal. Am zis, un, o activitate în care trebuie să ieșiți în evidență, să ajutați oamenii. Și interesant pentru că, zic asta pentru că se sfârșește anul cu marele preot, și marele preot ajută oamenii. Că unii dintre voi care chiar ați lucrat la creșterea voastră spirituală și când zic creștere, chiar zic lucru intens, spre sfârșitul anului veți manifesta un soi de autoritate, de implicare în comunitate, ca să facem marele preot, se implică în, în comunitate. Interesant că două, au numărul 5. Și în mai, voi sunteți aici. Sănul fecioare care caută lumină, caută transformarea. Da, nu e numărul 8 al transformării, dar e nouă e călătoria spirituală. După 8, urmează nouă, călătoria spirituală. Pentru că în opoziție cu voi sunt pești, Jupiter. Extinderea universului, spiritual, emoțional, mental, fizic. Deci am zis că încheiați anul foarte frumos. Eventual, unii dintre voi vă puteți bucura de ceva tradițional, vă puteți, în noiembrie, decembrie, da? schimbați energia și vă puteți bucura de căsticie, de o căsnicie, de o relație stabilă. Male preot asta reprezintă de o legătură spirituală. A, ah, interesant că a venit și aici, da? Unde am văzut o legătură spirituală? Aici am văzut-o, da? Concentrați-vă tot timpul în acest an pe dragoste, dragoste. Ce mai frumos decât soarele, nu? Ce poate manifesta? Și aveți în februarie cavalerul de cupe, care vă inspiră sau vă aduce ceva și undeva spre sfârșitul anului începe să manifestați ce vă arătați acest personaj, care vă vinde că vă inspiră, vă arată niște lucruri. Și repet, cupa nu este o chestie nici mentală, nici fizică, da? E emoțională. Sunt stări, sunt sentimente, este artă, poe poezia e artă, evident, orice formă de artă, psihologie, sunt multe lucruri care țin de suflet. Și vă, vă învață acest cavaler de cupe sau vă inspiră repet să vă concentrați pe dragoste, chiar dacă veți avea de lupta, de muncit și uitați, aveți legătură spirituală și uniunea inimilor, da? Veți manifesta această întâlnire unii dintre voi cu sufletul pereche în acest dans comunal. În momentul în care vă implicați în comunitatea voastră, veți fi văzut și veți găsi acest personaj cu care vă potriviți, cu care aveți o legătură spirituală, care vă aduce trezire, fericire, bucurie, vă trezește copilul interior. Da? Sunt trei cărți superbe, toate arcane majore. Și cele mai frumoase din toată etalarea aceasta, cu răbdare, cu răbdare. Se vede în martie nevoia de organizare. Lucrurile se dezvoltă încet și sigur. Și măreți, nu doar sigur. Pentru că nu vorbim doar de regele de, de monede, vorbim de o stare de autoritate. De, sau dacă nu e autoritate de stabilitate, vă regăsiți tradițiile, vă regăsiți rădăcinile. Da? Acest mare preot îl, îl simt ca rădăcina acestui pom. Singurul lucru real este dragostea. Și soarele este arcada. Uh, Scuzați-mă, coroana vreau să zic. coroana În mâinile voastre, în felul în care acționați, stă destinul vostru. Uitați ce frumos. În mâinile voastre stă destinul vostru. Două mâini. Și știți că mâna, mâna este guvernată de Mercur. Stă destinul vostru. Depinde de voi ce vreți să construiți. Și am zis, nu trebuie să vă concentrați doar pe stabilitate fizică, ci să manifestați ceva deosebit. Magicianul. Să manifestați, să o luați de la 1. Renaștere, moarte, renaștere și 1. Momentul 1. Și auto-renaștere, da? Și am zis că cineva vă inspiră? Am zis, da? Apar și îndrăgostiți, iau te îndrăgostiți. Am vorbit. Asul de băte, o nouă pasiune, Cofi, renașterea unei vechi pasiuni, că e aceeași, iar poate să varieze. Totuși, ia să vedem ce ar trebui să clarific. 8 de cupe. Clarificăm 8 de cupe. ia uite tonul, lăsați în urmă, vreți victorie clar, în, în septembrie vă hotoresc să lăsați în urmă tristețea lacrimile oamenii goi și să mergeți cu plus și cu minus, să mergeți către ce am zis că face nu merge către stea, către destinul, vă găsiți steaua pe acest cer, da? Vă găsiți steaua voastră și veți ajunge clarificăm și 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 diavolul. Ce acești dia diavol? În iulie. Poate fi oricine. Sau orice situație care e toxică. Sunt multe. Am văzut o situație secretă mare preoteasă. Dar erau prea multe cărți. O situație secretă. Aha, oh, oh, ia uite. Regele de monede. Regele de monede e soț. Șef, pentru unii, soți, obsesia pentru bani, pentru stabilitate financiară. Sunt multe. Hm. Poate să fie un, un șef toxic, un soț toxic, dar v-am dat destule variante, zic eu, și de-a lungul timpului și acum, cât să alegeți ce simțiți că vi se potrivește. Pentru că o fi 2021, dar voi vă știți povestea, baza, rădăcina 2020 și ceilalți ani, da? Și variază că sunteți de multe, de diferite generații. Ceea ce face spânzurat? Ia clarificăm și spânzuratul. Clarificăm și spânzuratul. De curiozite, de curiozite, spânzuratul ăsta ce ar putea să reprezinte? Uh. Ia uite! Cinci de cupe. Plângeți după cineva? Sau cineva plânge după voi? Sunt niște conflicte mentale. Trebuie să luptați, ia și conflicte verbale și mentale și fizice, o situație secretă, pentru unii chiar e cineva cu marcaj în semnul peștilor marea preoteasă, dar poate să fie o poveste secretă, o, o pasiune destul de, da, ambigua care vă, vă arde, vă consumă, vă, vă creează confuzii. Iar semn de apă pentru unii. Pentru unii semn de apă. Și dacă nu-i semn de apă, e o situație în care a plâns și uite, așa plângând ați stagnat, dar plângând v-ați conectat că noi, în general, ne rugăm la Dumnezeu când suntem supărați. Când suntem supărați atunci, ne rugăm la Dumnezeu și vine. Și inspirația, și visul, și ideea, și credința. Eventual puteți să ascultați dacă ați uitat ce am zis la prima carte. Cinci de cupe. Și ce frumos că în februarie vine vindecarea. Dacă stat și ați și a s aștepta după cineva, a plâns după cineva, veți avea puterea să vă întoarceți către acest cavaler de cupe și să, să manifestați acest doi de cupe, aceste, acest suflet pereche și să nu uitați că sufletul pereche poate să fie un camarad, poate să fie un doctor, poate să fie un om care ne ajută într-un moment critic. Acesta este un suflet pereche. Da? care vine să vă scoată dintr-o stare. Și apoi, după ce vă explică, după ce vă încarcă cu vibrația, cu emoțiile sale, începe și voi și lucrați în grădina voastră. Investiți, munciți, cum am zis mai devreme. E o etalare frumoasă și, în primul și în primul rând, îmi place că sfârșitul de an chiar arată glorios chiar arată glorios. Dacă pun și faetonul, acum pe care l-am scos, faetonul, roata norocului, care merge către stea, schimbare de energie, fericire maximă, stabilitate, autoritate, spiritualitate, tot ce e mai frumos. Felicitări! Vă zic în avans felicitări pentru că sper că veți face lucrarea aceasta de transformare și de menținerea echilibrului și vă doresc în continuare sărbători fericite, un an minunat, un an nou minunat în 2021, minunat. Nu uitați-vă lecțiile și mesajele. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ciao.